fantomele există printre noi. O educatoare a semnalat fenomene paranormale. Momentul în care o fantomă mută un scaun într-o casă. Suspiciuni de fenomene paranormale la o școală. Top fenomene paranormale. Dosarele activităților paranormale. Secretele cel mai misterios loc din România. Cele mai bizare fenomene din România. Se vinde o parte din cea mai cele mai adânci temeri ale vânătorilor de fantome. Răspundeți-mi la o întrebare. De ce noi credem în fantome? Noapte sinistră pentru locuitorii unui sat Băcăoan. Localnicii n-au închis un ochi și au stat de veche în fața unei case bântuite. Ar fi bântuiți de un strigoi. De acolo a început povestea fantomei din benzinărie. Cazul ciudat al băiețelului din Giurgiu, despre care chiar familia susține că are puteri paranormale, îi îngrijorează pe asistenții sociali. De ce credem că acolo undeva în întuneric ceva există? Într-adevăr, oare să existe ceva acolo? Eu cred că acest lucru trebuie de verificat. Salutare tuturor, eu sunt Adi și bine v-am găsit la primul episod din noua mea serie de pe canal, și anume Ghost Hunters. O serie de episoade în care vom încerca să demonstrăm că paranormalul nu există. Sau oare există? În aceste episoade vom vizita diferite locuri mistice și înfricoșătoare, locuri cu o legendă în spate sau cu diferite sesizări de fenomene paranormale. Eu unul sunt sceptic și nu cred în paranormal, iar prin această serie vreau să vă demonstrez și vouă că paranormalul nu există. Pentru că tot e Halloween-ul, zic să apăsați pe butonul de like pentru a ne susține să continuăm cu această serie. Prima locație din această serie pe care o vom vizita astăzi este o casă părăsită din nordul Moldovei, legenda căreia spune că acolo s-ar petrece fenomene de poltergeist. În acest episod veți vedea cum am petrecut o noapte acolo, ce fenomene neobișnuite am observat și răspunsul la întrebarea: există sau nu fantome? Cineva aici este? Dați-ne un răspuns. Tu ești eu? Parcă nu ai fi singur aici. Hello? Fenomenul de poltergeist. Să facem pe asta.
Deci, prieteni, acum mă aflu la nordul Moldovei, în orașul unde eu am crescut, și anume Glodeni, pentru a mă vedea cu un vechi prieten și foarte, foarte bun prieten, și anume Nicolae sau Colea, cum îi zic eu. Vorbeam zilele acestea cu el despre diferite fenomene paranormale și el mi-a povestit despre o legendă ce a auzit o cică de la bunei lui. Legenda asta ar fi despre o casă bântuită de la marginea orașului, așa că trebuie să mă văd acum cu el și să ne povestească mai multe despre această casă. Cine a venit? Deci, prieteni, pentru cei ce nu știu, el este Colea. Probabil l-ați mai văzut la mine pe canal în alte videouri. Colea, sunt bucuros să fiu pe aici. Mă bucur să fac parte din acest proiect și cred că vor fi mai multe episoade din această rubrică. O să fie foarte multe episoade, doar dacă apăsați pe butonul de like. Colea, am înțeles că ai o poveste foarte interesantă pentru noi astăzi. Da, da, una perfectă pentru ziua de azi. Hai să auzim. Legenda de astăzi este despre o casă de lângă orașul Glodeni, Republica Moldova. Evenimentele au avut loc prin anii 1970, cu o familie formată din 3 membri, mama, tatăl și fiica de 16 ani pe nume Lidia. Casa are 3 nivele, parterul unde era camera părinților și un fel de living, bucătărie, etajul superior unde era camera Lidiei și beciul de sub întreaga casă, unde se considera că era camera tatălui, deoarece el își petrecea majoritatea timpului acolo, fiind un alcoolic violent ce își revărsa nervii și violența asupra Lidiei și mamei sale. Totuși, într-o zi au început să se întâmple niște chestii neobișnuite. Foarte des se întâmpla ca obiectele să nu fie găsite la locul său, de parcă se mișcau singure, iar ușile și ferestrele se deschideau singure. Lidia aproape în fiecare noapte avea coșmaruri, se trezea în locul unde nu a dormit, mergând des prin somn. Tatăl ei a plecat atunci când aceste evenimente s-au început a întâmpla din ce în ce mai des, iar odată plecat a povestit întregului sat despre aceste evenimente neobișnuite. Din cauza asta, lumea se ferea foarte des de Lidia și mama ei, crezând că familia este blestemată. O chestie foarte interesantă este că cu cine și nu ieșea Lidia, se întâmplau diferite evenimente neobișnuite cu acea persoană. Ba se lovea, ba se rănea, ba se accidenta și din cauza asta Lidia a rămas fără prieteni sau persoane în jurul ei. După 3 ani de la plecarea tatălui ei, mama acesteia s-a îmbolnăvit și în cele din urmă a murit. Iar Lidia a căzut într-o depresie, crezând că totul se întâmplă din cauza ei. De-aia ea a cerut să fie încuiată în această casă și doar să îi se aducă mâncare la ușă în fiecare zi. Vecinul acesteia, ce era un prieten foarte bun cu familia Lidiei, i-a promis mamei sale că va avea grijă de Lidia, așa că i-a ducea în fiecare zi la ușă mâncare. Totuși, într-o zi, Lidia nu a mai răspuns la ușă, iar vecinul acesteia a intrat în casă să vadă dacă totul e ok. Însă atunci când a intrat, Lidia nu era nicăieri, nici măcar trupul ei. Nu era nicio urmă de parcă s-ar fi întâmplat ceva acolo. Pur și simplu, a dispărut. Din acea zi, Lidia nu a mai fost găsită nicăieri. Vecinul acesteia a scos toate lucrurile din casă și a încuiat toate ușile și ferestrele. Motivul ar fi ca oamenii să nu poată intra în casă. Însă se zice că acestea ar fi fost încuiate din motivul că ele foarte des se deschideau singure. O chestie foarte interesantă este că după dispariția Lidiei, casa a început încet încet să se dărâme, ea fiind făcută din chirpici. În pereți au început să apară diferite crăpături, podul se umfla și se lăsa, iar beciul a început să se surpeze. Se crede că motivul este fantoma Lidiei, ce încearcă să dărâme casa și să surpeze totodată beciul, locul de unde această poveste a luat început, și îngropând odată pentru totdeauna acest blestem. Iar fantoma ei, atunci, va putea în sfârșit să se odihnească în pace. Povestea aceasta o știam de când eram mic, deoarece în întreg satul se vorbea despre această casă bântuită. Mi-a povestit bunii întreaga poveste, cu detalii și restul, simțeam o neliniște că va trebui să plecăm acolo și să stăm o întreagă noapte. Paranormalul pentru mine mereu a fost un subiect tabu. Nu cred în el,
Iar prima dată când am auzit această istorie, cea mai logică explicație care mi-a venit în cap a fost că întreaga legendă a fost inventată pentru a ține copiii departe de interiorul casei, pentru a nu se prăbuși toată casa peste ei. Acum urmează să ne ducem să vedem casa. Plecăm acum ziua, deoarece din câte am înțeles de la Colea, casa are un gard împrejur, însă nicio poartă. Așa că ar trebui să găsim o modalitate ca să intrăm pe acolo și ar trebui să vedem acum ziua cât încă se mai vede ceva pe acolo. Ar trebui să fim cât mai discreți, deoarece din câte am înțeles casele vecine sunt locuite. Așa că da, urmează să plecăm acolo și deja să vedem ce și cum. Deci ar trebui... Nu cred... Asta-i casa? Da. Asta-i casa. Când am văzut casa, pur și simplu a rămas șocat. Adică casa se ținea practic abia-abia și în orice secundă ea putea să se dărâme. Ok, acum urmează să vedem casa și ar trebui să găsim o intrare pe acolo și ar trebui să facem cât mai puțină gălăgie, că sunt vecini pe aici, din câte văd. Asta e casa. Să vă arăt imediat și cu un zoom-ul. Însă asta e casa. Văză cât de tare arată. Suntem destul de partia, deoarece nu ar trebui să atragem atenție de la vecini. Nivelul superior e acolo. Avem nivelul inferior. Uitați-vă cât de multe crăpături are. Sperăm că nu o scadă tot peste noi. Avem acolo intrarea, pe unde și văd pe unde o să intrăm. Hai să ne uităm așa într-o parte. Da, după cum am zis, apropo, uitați-vă că nu are nici o portiță, adică nici pe unde nu poți intra. Beciu. Ok, acolo de ce beciu, unde văd un fel de poartă, e ceva o poartă de metal. Băi, casa e veche. Nu ai ce zici, casa e foarte, foarte veche. Văd că ferestrele toate sunt blocate. Acolo sus aveam, apropo, un balcon. Interesant dacă ușile alea toate sunt blocate. Ferestrele sunt blocate, ușa... Sper să nu fie blocată, poate om putea intra pe acolo, deși mă îndoiesc. Probabil e încuiată. Hai să dăm din cealaltă parte. Ok, asta e partea cealaltă a casei. Acolo observ fereastra că e blocată. Ok, acolo tot... Crăpăturile alea nu arată foarte bine. Acolo avem încă o cameră, aparent. Acolo sus văd că e etajul superior, ce ar trebui să fie doar o cameră. Deci, practic, acolo e camera Lidiei. Și, practic, și podul acolo. Cum ar fi acum să vedem ceva la fereastră? Deci avem garda așa, care duce până încolo. Uitați-vă cum arată beciu. Practic, e dărâmat tot. Casa din partea asta. Cum arată ea? Acolo mai avem o intrare, aparent. Dar până când nu am găsit nicio intrare, o să mai căutăm un pic. Uite încolo. Unde? Vezi colțul. Ar fi... o bord. O, un câine. Da, e bord. A, uite acolo o gaură. Deci, practic, ăla e. Colea, col, 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 că nu coa. Noi, eu zic să plecăm. Deoarece nu vrem să atragem atenția acum asupra noastră. Dar casa arată într-un fel. Deci acum urmează să așteptăm lăsarea nopții pentru a intra în casă și a nu fi observați. Însă înainte de toate am pentru voi și pentru tine, Colea, o surpriză. Haideți să vă arăt. Ok, Colea, am pentru tine o surpriză. Okay. Ce crezi că e în portbagajul mașinii? N-am nicio idee, sincer. Te-ai uitat vreodată la filmul Ghostbusters? Desigur. Știi că acolo oamenii aveau un echipament special pentru prins fantome? Da, da? Colea. În gențile astea avem echipamentul, avem stativul, avem absolut tot ce ne trebuie pentru această noapte.
Uite așa mai merge, avem pregătite camerele, luminile, tot echipamentul, hainele pentru a ne ține de cald, căciuli, avem baterii externe pentru că în casa asta, da, nu există lumină sau o altă sursă de curent. Avem foarte multe surprize pentru voi pregătite ce o să le vedeți mai încolo în episod, așa că zic să apăsați numai decât pe butonul de subscribe pentru tot efortul pe care l-am depus pentru acest episod și dacă o să vedem susținerea voastră, o să facem mai departe această serie de episoade cu mult, mult mai multe surprize pentru voi. Acum e ora 4:59 practic. Eu cu Ole urmează să tragem un pui de somn acum în mașină și să așteptăm lăsarea nopții pentru că, da, urmează să stăm o noapte întreagă acolo până dimineața și pentru a fi odihniți o să tragem acum numai decât un pui de somn. Deci, revenim când se întunecă. Ora 10:30. Uh-huh. Coale, te-ai trezit? Mhm, da. Prinde o lumină, te rog. Stai. Nu știu ce, nu ne vedem. Ora 10:30. Afară s-a noptat, după cum vedeți. Iar noi urmează să intrăm în casă. Cum vibe-ul înainte de a pleca în casă? Destul de liniștit. Urmează să luăm tot echipamentul, punem ce avem nevoie în genți și deja urmează să ne ducem prin intrarea pe care am găsit-o în gard și să intrăm în casă și să înceapă distracția acum. Să nu venim. Căciula, deoarece noaptea va fi frig, și mănușa în caz de vom avea nevoie să punem mâna pe diferite lucruri care nu ar trebui să punem mâna. Acum că suntem pregătiți, avem mănușa, căciula, tot echipamentul în spate, în genți, hai să plecăm. Ok. În primul rând m-am umplut tot de cornuți. Sentimentul pe care l-am avut înainte să ne apropiem de curtea, case, chiar de ușă, era că să nu te apropii. Ar trebui să facem din ce în ce mai multă liniște, pentru că posibil să fie câini pe aici. După cum am spus, câini. E ora 11:13, iar noi vom intra acum în ograda acestei case. Cole, ești gata? Da. Hai să intrăm. O să intru eu primul. Colea, hai și tu, ia-ți eu echipamentul. Hai, vino. Așa. O să facem, după cum am zis, cât mai mult liniște, deoarece posibil pe aici să fie câini. Ograda, după cum vedeți, e foarte mare. Și acum vom face turul acestei case din exterior, vom face și în interior, desigur, însă din cauza că noi am văzut-o doar de după gard, o să facem un tur să vedem ce este pe aici. Wow. Casa ziua seamănă cu o casă simplă, mică, inofensivă, însă noaptea, sincer, parcă e o casă din filmele horror. Băi, uite-o acolo. Locația asta e super. Acolo sus mai avem aparent încă o intrare. Care, nu știu, o să intrăm și acolo dacă ceva. Văd o scară. Da, o să intrăm și în beci. Hai să vedem mai departe. Wow. Avem chestia asta, de intrare în beciului. Dacă eu cred că asta e piesa de rezistență a acestui loc. Avem aici, se pare că e închis cu un lanț. O să încercăm totuși să scoatem lanțul. Dacă ceva, o să intrăm partea aia alta. O să intrăm și pe aici. Băi. Ce e asta? Cablu? Da, uite că e care vechi. Duci sus. Plus la asta uitați-vă. Uite că asta chiar e făcută din chirpici. Uite acolo sus vede că e din chirpici făcută, însă partea asta e căzută. Nu, casa nu e în cea mai bună stare, se vede de că chiar și aici e ruginit. Însă chiar mi-e interesant cablul ăla unde duce și o să vedem. Într-adevăr, după cum ai spus și tu, Colea, uite,
tot e închis, adică nu se deschide, practic e bagat în șuruburi. Deci ferestrele sunt astupate. Hai să vedem mai departe. Opa. Aici este interesant. E o fereastră deschisă, însă în care nu ai intrare. După cum observați, pe jos se vede că casa se surpează, adică totul se duce practic în pământ. Casa asta nu se rezistă foarte mult. Ok, hai că am găsit intrarea. Asta e intrarea. Pe aici noi practic o să intrăm. O gaură de cel mult un metru. Asta era singura modalitate prin care noi puteam ieși din acea casă în caz de se întâmpla ceva. Uite cablul acolo, cum e tăiat. Vibe-ul, pot să zic deodată că e foarte straniu. Adică nu cred în fantome și în chestii paranormale, însă casa asta dă un vibe ceva straniu, parcă nu ai fi singur aici. Da, după cum vedeți, mai sunt aici șuruburi. Ușa nici de cum nu se deschide. Am văzut pur și simplu aici că e chestia asta și nu poți să deschizi. Hai să vedem și în partea alta, poate mai avem alte lucruri. Da, uite, e crăpat. Wow. Băi, da, după cum vedeți acolo sus, este o crăpător foarte mare, adică practic toată intrarea asta se duce în pământ. Aparte se duce față de casă și plus la asta, toată casa e cu crăpături. Băi, și nu e chiar pe aici. Asta e cotileț. Băi, dai un pumn. Și simți cum casa practic vibrează tot. Ok, sper doar că casa asta să nu se demoleze peste noi. Mai avem aici o intrare care iarăși. Aici este fereastră, deci nu putem intra. Avem chestia aia sus, care văd că sunt niște uși, practic acolo ar trebui să fie balconul sau ceva. Însă, mă rog, o să ne urcăm acolo sus și o să încercăm să deschidem tot ușa aia. Sperăm că în primul rând este cum să intre pe acolo, adică nu o să trebuiască să stricăm ușa sau ceva dinăuntru. Avem aici o altă intrare blocată. Ok, văd alt ferestre sus, ceea ce înseamnă că practic acolo ar trebui să fie camera Lidiei, da? Cum ai spus tu? Se vede că acolo iarăși e podeaua. Adică casa asta nu-i deloc sigură. Noi unii ne băgăm, nu-i deloc sigur. Noi practic ne riscăm acum pentru că noi o să petrecem toată noaptea în această casă. Și zic că pentru aceasta merit subscribe-ul vostru. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de subscribe să continuăm cu această serie, să facem cât mai mulți abonați, să ajungem mai repede la suma de 10.000 de abonați. Vreau mai repede canal să avem asta. O să urmeze, credeți-mă, niște videouri foarte, foarte tari, doar dacă apăsați pe butonul de subscribe. Cole, se începe. Da. Trebuie să intrăm în casă. Let's go! Te auzi și eu? Nu. O să încercăm prima și prima dată să intrăm aici, deoarece odată ce am intrat în casă, noi nu o să mai ieșim de acolo. Practic vom fi într-un fel încuiați acolo. O să încercăm să intrăm prima dată în beci și o să mai facem o chestie destul de tare. O să vedeți acolo și imediat. Da, da. Ok, nu e nicio locată, ceea ce e bine. Ok, aparent lanțul ăsta e doar de formă. Ok. Mamă, cum arată. Ok, hai că-mi deschisem. Este ruginită. Asta e beci. Hai să vă arăt. Uitați-vă cum arată. Asta e interiorul. O să încercăm să intrăm noi cumva. Trebuie să fim foarte atenți, deoarece, după cum observați, chestia asta se poate surpa în orice moment. Și dacă sincer nu aș vrea să fiu prins aici. Sunt așa de fricoșător. Asta practic e aici. După cum observați, toți pereții sunt aproape lăsați. Pur și simplu când am văzut gaura aia imensă în beci și tavanul care abia se ținea să nu se risipească peste mine, am început să am un sentiment de nesiguranță privind această locație. Ok, nu e cel mai plăcut sentiment, însă o să intrăm atent. Să încerc cumva să mă dau în parte.
Pe pas ce îl făceam, simțeam un sentiment de presiune din partea podului. Practic, trebuia să fiu atent, desigur, la echipament și la restul, însă totodată trebuia să fiu foarte, foarte atent la fiecare pas pe care îl făceam, deoarece orice sentiment de neatenție făcut pe valul ăla de pietre, deoarece acolo nu erau scări, erau pur și simplu un val de pietre risipite, orice secundă de neatenție și orice pas greșit putea duce la surparea întregii construcții peste noi. Ok, aveam deci... Asta e aici, practic, camera tatălui. După cum vedeți, pereții ăștia nu sunt foarte rezistenți. Asta aveam unele chestii. Avem acolo căldare, suceela, niște lemne, care au căzut, practic, cred, din pod. O să facem o chestie destul de interesantă, o să vedeți imediat. Practic, o să instalăm o cameră aici, cu un senzor de mișcare. Colea! Hai să o facem pe asta. Deci, avem acest stativ pe care o să fixăm camera. Avem o lumină, avem powerbank-ul, ce o să alimenteze un senzor. Avem aici vedeta acestui video, și anume un senzor de mișcare, ce îl vom uni la lumină și la cameră, și practic când ăsta se sesizează o mișcare, se pornește automat. Plus la asta, camera va fi unită la telefonul meu, deci practic o să văd în timp real ce se întâmplă în acest beci. Practic o să punem camera acolo și ne vom duce cu Colea în casă. Deci practic acum urmează să unim acest senzor la cameră și la lumină. Vedem un unghi foarte bun ca să cuprindă toată încăperea. Practic ce încercăm noi să facem este să vedem dacă există un anumit fenomen paranormal. Ok, acum urmează cu Colea să punem toată camera acolo, toată aparatura, și cred că vreți și voi mai repede să ne ducem acolo sus. Eu la fel. Hai, Colea. Ok. O să pornesc lumina. O să intru înăuntru. Apropo, vreau să văd cablul ăla. Nu, se termină aici. Deci, practic, pe aici era lumina înainte. Vreau să vă atenționez. Ceea ce facem noi este un lucru foarte periculos, iar voi nu ar trebui să repetați asta. Nu din cauza fantomelor sau altor fenomene paranormale, ci din cauza animalelor periculoase ce ar putea avea adăpostul acolo. Sau structurile instabile a acestor locuri ce ar putea să se surpeze peste voi în orice moment. De aia e mult mai bine să stați acasă, în siguranță, și să vă uitați la videourile mele. Ok, practic, voi vedeți acum ceea ce văd eu. Am pus camera aici, lumina o aveți, uite acolo. Eu practic văd ceea ce se întâmplă. Asta e beciul și noi o să ne ducem acum sus. Practic acum, după cum vedeți, detectează mișcarea și lumina asta o să ție undeva după ce detectează mișcarea, cam un minut. Stă aprinsă și camera la fel înregistrează timp de un minut. Ok, văd o chestie, o să înregistrez cu asta. Mai avem aici și o cameră secundară. După cum vedeți acolo, văd o țeavă care nu știu ce reprezintă ea. E un fel de canalizare pe afară. Deci, practic, asta e toată intrarea. Nu foarte multe chestii interesante. Totul e gol. Chestiile astea nu știu ce sunt. Dacă știți voi cumva, scris în comentarii. Avem aici o bucată de peliculă, o țeavă și mai multe lemne. Și, practic, toată asta e drămătura de acolo, care a venit în jos. Practic, toată asta s-a risipit în coașe. Deci, scări nu prea sunt. Ok, eu mă voi duce acum de aici. Las camera și sperăm că o să registreze tot ok. Am instalat senzorul de mișcare pentru a vedea dacă pe tot parcursul nopții se va întâmpla vreun fenomen de poltergeist. Dacă cumva vreun obiect se va mișca sau cine știe, poate își va face apariția vreo creatură. Trebuie să ies atent de aici, să nu cumva să risipesc ceva pe aici. Ok, după cum am spus, filmează o minută după ce am ieșit. Poți să... opresc să pornesc camera în orice timp și plus asta pot să mă uit direct de pe cameră. Plus asta pot să fixez autofocusul și foarte multe chestii solitari. Sper că principal o să prindă semnalul de aici până sus. Camera și lumina va sta acolo, imediat se va stinge. Acolo practic e lumina și imediat o să vedeți cum practic o să stângă. Gata, s-a oprit. Setăm camera, oprim înregistrarea acum și o lăsăm să înregistreze. Iar noi, acum, începe distracția. Ne urcăm sus. Ești gata? Mhm. Dacă și voi sunteți gata, apăsați butonul de like chiar acum. Iar noi, hai sus, Colea. Acum se începe adevăratul video, deoarece acum e timpul să intrăm în casa bântuită, să vedem dacă într-adevăr e bântuită sau nu. Regulile sunt în felul următor, deoarece practic facem un challenge. E ora 12:30 de minute. Noi nu avem voie să ieșim din casă până la ora 6. La ora 6 avem alarma care va suna, atunci doar avem voie să ieșim din casă.
Până atunci, nici într-un fel, nu ai voie să ieși din casă. Acum vom intra în casă, practic avem totul pregătit, lumini, baterii la cameră, avem și mâncare, o să mâncăm astăzi. Avem foarte multe chestii interesante de pregătite pentru video-ul de ce ai văzut? Nic. Dacă sincer să aud niște sunete ciudate, posibile din cauza vântului și plus că e toamnă, sunt multe frunze și se aud foarte multe foșnete, de-aia va fi foarte interesant în casă să stai, mai ales noaptea la ora 3 dimineața, să fie absolut super. După cum ați văzut acum, cu senzorul de mișcare, așa avem pregătit pentru întreg parcursul videoului diferite chestii interesante. Așa că zic să rămâneți până la final pentru a vedea ce metode interesante o să încercăm, o să vedeți. S-a auzit o poartă sau ceva. În fine, dacă voi vedeți, apropo, chestii care se mișcă sau chestii care poate noi nu le-am observat în timpul filmării, scrieți numai decât în secțiunea de comentarii. Scrieți minutul și ce anume ați observat, ceva poate paranormal, ceva care e un lucru care s-a mișcat, scrieți numai decât în secțiunea de comentarii dacă observați așa chestie. Eu tot încerc să prelungesc chestia asta, că nu intru mai repede acolo, însă asta e... Doamne, hai să o facem și pe asta. O facem? Mm-hmm. O facem. Pentru asta merită numai decât like-ul vostru. Corect? Da. Corect. Iar acum hai să intrăm. Can you find me? Prima dată va trebui să intrăm pe aici. Avem gaura asta. Și practic va trebui să intrăm pe acolo, iar apoi Colea va intra după mine. Dă-mi asta. Să te ajut. Hai Colea, și tu? Așteaptă. Colea cu foarte multe stativi pe la spate. Așa că dă-mi stativul. Ok, deci aici e intrarea. Aici avem o fereastră, facem așa un mic tur acum. După cum vedeți, cade practic tavanul aici. Sperăm că nu scade peste noi. O altă chestie foarte interesantă este dacă observați voi acolo sus. Chestia asta e dezbârnată practic din temelia casei. Adică uitați-vă ce crăpături sunt. În orice moment poate practic scade toată chestia asta jos. Ok. Aici avem o... Ok, asta e foarte horror. Aici avem o scară care duce la etajul 2, practic la camera Lidiei. Aici avem o cameră, o ușă care e deschisă, fereastră care e închisă. Aici e baia. Da, să vă arăt. Practic aici, după cum observați acolo în colț, să încerc să intru eu. Podeaua e crăpată. Sticle. Băi, sunt foarte mult sticle, de vin, de tot. Se practică aici un fel de canalizare. Și pereții cu pânză de pe angel, cu tot. Dați-vă la ușă, pur și simplu, cât e de vechi, într-adevăr. Adică asta e horror. Hai să mergem mai departe. Aici e practic tot demolat. După cum observați, tot e crăpat pe aici. Sunt foarte multe chestii în spune. Până că nimic deosebit, în afară de faptul că casa asta în orice moment poate scadă, adică totul e crăpat și totul e umflat, practic pereții sunt umflați. Acolo avem o caserolă, ceea ce înseamnă că oamenii au mai fost pe aici. Practic noi nu suntem primii. Pe aici avem fereastra. Prima chestie care nu am de aici e asta. Oh, fuck. Uitați-vă aici, pânză de pe angel, practic ușa asta nu a fost clintită și poate aici s-au format niște pânză de pe angel. Uite la tavan. Deci pe tavanul ăsta eu vă zic serios, îl poate scadă în orice moment. O chestie interesantă, aici și soba, deci aici practic a fost living-ul. Dacă observați voi aici, practic avem mai multe vaze sau... asta e de la lampă. Nu știu ce asta. Asta e lampă, uite, chestiile astea de la lampă, practic astea erau pus în tavan, deci e șcavă, aha, înțeles. Neobișnuit până acolo. Mă speria. Asta, practic, sunt niște rafturi, unde erau puse chestii. Hai să intrăm și în camera următoare. Camera e goală, deci, practic, așa o fereastră deschisă. Sunt multe chestii simple. Se vede că e surpat.
ce mai pot să faci în casa asta. Pur și simplu mă uit și simt... Camera. Să auziți sunetul. Cine vreți să conectez? Mă conectează mereu. Ce? Nu intru în ieric. Mă vreau să conectez. Mă conectează. Conectează. Băi, ce a prins? Nu, nu văd nici o mișcare. Nu înțeleg ce e prins. S-a prins semnalul. Nu, că aici asta nu-i prins înapoi. S-a prins semnalul. Nu ar putea să vezi acum. Deci, practic, a început să registreze. Și nu înțeleg motivul de ce a început să registreze. Asta e cel mai interesant. Ok. Hai să ne gândim la logic. Ce se putea întâmpla? Vântul s-a bătut. O piatră s-a căzut pe acolo. Senzorul ăla registrează orice mișcare. Nu cred că pe acolo, în primul rând, s-a fost un animal, poate. Trebuie să ne uităm la înregistrare mai decât voi, adică vedeți deja înregistrarea. Deci, practic, noi ne vom uita la aceste înregistrări după asta. Ok. Trebuie să ne gândim. Ok, calm. Noi ne vom petrece noaptea mai departe aici. Vreau să văd numai decât să ieșim deodată aici până dimineața să filmăm. Deoarece vreau să văd mereu de ce se întâmplă cu acele filmări și ce s-a întâmplat acolo. Primul semn de activitate paranormală. În momentul în care camera și lumina s-au pornit, eu și Colea eram deja în casă. Ceea ce înseamnă că ceva sau cineva s-a mișcat în raza senzorului de mișcare. Dar ce? Vedeți voi? În cadru se poate observa că nimic nu se mișcă acolo. Totul e la locul său. Cea mai logică explicație ar fi că vântul ce bătea prin gaura beciului să fi mișcat o frunză sau o piatră în raza senzorului de mișcare, astfel pornindu-se. Doar că vedeți voi, nu e doar atât. Fiți vă rog atenți la cum se pornește lumina. Lumina pâlpâie înainte de a se aprinde constant. Iar ce știm noi despre poltergeist? Turbulența din interiorul corpului și mintea agentului devine o realitate fizică sub forma ciocnirilor de pe pereți, a luminilor și a altor electrici care se mișcă singuri, obiecte aruncate și multe altele. Posibil veți zice, Adi, dar poate era o problemă cu firile, poate nu ai conectat ceva bine acolo și de aia pâlpâia lumina. Aș fi crezut asta dacă nu mă chinuiam 2 ore înainte acestui episod să fac conexiunea între fire, între cameră și lumină să fie atât de stabilă, anume pentru a evita acest tip de probleme. Sincer, nu cred că paranormalul este o cauză din care lumina aceasta a pâlpâit și consider că este o explicație logică, doar că acum nu am nicio idee de ce senzorul a detectat mișcare și de ce lumina a pâlpâit când s-a aprins. E urcăm sus? Trebuie. Îți dai seama că sus, practic, tavanul ăsta și așa abia se ține și noi dacă ne urcăm sus, în orice moment poate scade tavanul peste noi. Da. Mă rog, nu e cu tot cu tavan. Da. Păi să uite poarta aia, așa. Ok, o să ne urcăm acum sus. Ce vezi pe acolo? Foarte mult pânzi de pe angel. Ok, văd că ușa e legată. Ceea ce înseamnă că ușa nu poate deschide. Acolo. Ok. Ce ai văzut pe acolo? Pat. Wow. Calendar. Tavanul care e practic stricat. Ok, nu o să intrăm acolo în primul rând, deoarece se vede tavanul abia se ține, adică noi dacă ne mai ducem și pe acolo, practic este răbitor. Dar patul ăla e înfricoșitor.
ce e acolo? Deci asta practic camera Lidiei, se zice ceva că curge din tavan. Aici e practic locul unde e balconul. Din păcate nu prea văd că o să putem deschide chestia asta ca să ieșim balcon, însă nu văd de ce am ieșit balcon. O chestie pe care o face acum, după cum observați, Coli acum filmează cu acest microfon. Practic microfonul ăsta are o setare și anume că poate să înregistreze plus 20 de decibeli. Colea, după cum vedeți, are o pereche de căști care sunt unite totodată la microfon. Colea, trebuie puneți căștile. Uite așa. Acum Colea practic aude tot. Eu acum voi pune o întrebare, dacă cineva aici este. Și în caz de ceva, practic ar trebui ca toate sunetele paranormale să audă acum în microfon. Deci, Colea, ești gata? Microfonul în dreapta tău în partea asta. Uite așa. Colea, ești gata? Da. Cineva aici este? Dați-ne un răspuns. Tu ești eu? Eu nu. Parcă nu. Nu mă, nu faci asta. Ok, deci, prima și prima dată nu avem niciun răspuns aproape. Eu zic să ne ducem la prim etaj, deoarece mai avem chestii de făcut pe acolo. Și vom reveni la ora 3 noaptea pentru a vedea atunci. Spune-mi întrebarea atunci. Stai, eu mi-am dat seama de o chestie. Ți-ai minte când noi am venit aici, practic, prima dată să vedem casa, noi am venit pe la beci. Da. Deasupra beciului era o intrare, care dădea într-o cameră. Da. Camera era la doilea etaj. Da. Unde-i camera aia? Nu. Înseamnă că mai este o cameră secretă, practic, prins deasupra beciului. În caz de ceva, să ne ducem acolo deja dimineața, pentru că nu avem voie să ieșim de aici. Avem o noapte foarte, foarte lungă înainte. Colea, cum ați dat jos? Eu zic să facem o chestie. Uite, eu o să pun o cameră aici, pentru că avem mai multe camere. O să pun o cameră aici și să vedem, o să punem să înregistreze. Practic o să pun și lumină aici. Noi am adus cu noi mai multe camere și o să încercăm să punem o cameră aici să vedem dacă ceva se sesizează sau ceva e neobișnuit. Ok? Ok, hai că eu setez acum camera și practic o să vedeți view-ul de aici. Ok, deci în primul și în primul rând am pus plus 20 decibeli ca să înregistrezi orice sunet. Aveam camera pusă aici și practic să uit ceva, să se întâmplă ceva, o să vedeți voi. Eu curând ducem jos. O să vedem. O să încerc acum să cobor, nu vreau să mă las pe niciun perete. Deoarece e și totul foarte instabil. Eu zic să punem câte o cameră în fiecare cameră și deja să vedem ce și cum se întâmplă. De acord? Da. Hai să instalăm camerele. Ok, a doua cameră. Ok, cea de-a treia cameră pornită. Practic e ora 1 și 3 minute. Mai avem încă 5 ore de stat aici. Colea, cum? Eu să apreciez în primul și în primul rând fața lui Colea, adică omul ăsta a fost de acord să vină cu mine într-o casă părăsită și cu fenomene de poltergeist, adică într-o casă bântuită, practic. Noi, practic, acum urmează să cinăm. Ți-e foame? Că e sigur. E tot de foame. Urmează să mâncăm acum. Apropo, încă o chestie, ne-a lăsat chestia asta. Lanterna... Păi, mult mai tare. Wow. Tu observi că e mult mai tare? Da. Ce am știut noi despre poltergeist? Afectează luminile electronice. Mm-hmm. A, dar uite că slăbește. Al doilea semn de paranormal. Lanterna aia era încărcată 100% înainte de filmare. Și totuși, pe parcurs, ea s-a descărcat. Da, înțeleg, am folosit-o destul de mult, însă cum explicați faptul că după câteva secunde, după ce am observat că ea este descărcată, când am prins-o din nou, ea lumina ca și cum ar fi fost la 100%. Pune lanterna, ne vom așeza pe jos, pe undeva pe aici, deoarece nu ne-am adus saci de dormit sau ceva. Unica chestie va fi că ori stăm treci toată noaptea, ori încercăm să dormim. O să încercăm să dormim totuși vreo 2 ore, cred eu. Da. Cel mai bine o să fie deoarece plictisitor pe aici, practic. Și să vedem. Tu auzi? Și auzi de te. Eu uit. Precis tu?
eu. Ia întoarce. Mașină. Ce-am tăi? Băi, mi-ai fost așa. Dă-și asta? Dă-și să uiți așa? Vezi? Aaa! Băi, dar mi s-o părut, nu, practic, eu, ca să înțelegeți, nu-i chestia, nu-i ideea mai tare. Cred că partea preferată a mea din filmări este cea când Adi s-a speriat de sunetul genței mele. Vă rog să faceți memuri cu această față. Vă rog! Eu cred că e timpul să mâncăm acum. Da. Ce zici? Da. Let's go. Ok, eu spun așa să ne vedem și noi. Stai în genul până dimineața. Vedem. O să încercăm să nu dormim astăzi, totuși. Ce gole? Mă-ți pare rău că e fost de corp. Asta e scumpă de mai aproape așa, ulea. Încă nu. Hai să fie geantă, hai să mâncăm. O să vorbim imediat ce am așa noi aici. Așa, deci, avem ceai. Uite. Astăzi, cele mai tari chestii posibile. Ăsta e rolto. Asta e mâncarea studențească. Cu brânză și becon. Apropo, care e aroma voastră favorit? Scrieți-o secțiune de comentarii. Așa, ce înțeleg? Eu zic cu asta. Da. Vezi-o. Ok, registrăm? Registrăm? Da. Ok. E ora 3 dimineața, 6 minute. Toate camerele sunt pornite. Toate camerele sunt fixate în toate camerele din această casă. Coilea și-a pus căștile iar din nou pe urechi. A setat microfonul. Și practic noi urmează să facem încă o dată testul pe care l-am făcut sus, în camera alt. Nu ne vă duce iar sus, deoarece camera este deja fixată acolo. Și plus la asta am mai pus un microfon susținibil acolo. Păi, ai un sentiment, vorbeam acum cu Colea, ai un sentiment parcă de vomă, parcă vrei să leșini. Serios, aici nu e foarte ok, stai. Cu cât timpul trecea, simțea un sentiment de vomă, de slăbiciune și parcă picioarele mi erau făcute din bureți. Filmam și simțeam că văd din ce în ce mai rău, de parcă imaginea se făcea tulbură. Tot echipamentul devenea din ce în ce mai greu, de parcă mâinile începeau să-mi cedeze. Vomă, amețeală, slăbiciuni, pierderea lentă a vederii. Toate acestea, la prima vedere, par ar fi niște simptome lipse de somn. Doar că vreau să vă reamintesc un cadru de la începutul episodului. Și pentru a fi odihniți, o să tragem acum numai decât un pui de somn. Deci, revenim când se întunecă. Eu și Colea dormisem înainte de filmare câteva ore și eram odihniți. Totuși, dintr-un oarecare motiv, simțeam aceste slăbiciuni. Explicația logică ar fi faptul că pereții acestei case sunt făcuți din chirpici, un amestec de lut, paie și bălegar uscat la soare. Aceștia deja erau putrezi, iar aerul din interiorul casei nu circula mai deloc. Din acest motiv, eu și Colea am fi putut avea aceste stări de amețeală oboseală, din cauza aerului stătut de acolo. Mai avem încă puțin. Șternăm. Deci, ești gata? Da. Este cineva aici? Dacă da, dați-mi un semn. Nu am reușit să filmez unele chestii, însă până acum, până când am mâncat tot și toate chestiile astea, dacă sincer, în primul și în primul rând, poarta s-a auzat foarte des, tot e ok. O să ne punem 2 ore la somn și da, să ne trezim la 6 dimineața. Vreau mai repede să scap de aici. Da. Deci, serios, e un sentiment. Voi nu aveți idee, deci ora 3 și mie îmi stă enorm de rău. Eu nu știu ce se întâmplă, dar e un sentiment foarte neplăcut, dacă sincer.
Orică din cauza că totul e făcut din chirpici și este un aer de ăsta închis, de mulți ani vechi, nu știu ce să zic. Hai să terminăm mai repede. Da. Ok, e ora 4. Am pus alarma să sune. Și așa, pot să mă rezum și rădice, prieteni. Nu știu ce să zic. Știi cum o să fii comod așa, da? Oricum avem o oră dormitor. Măcar o oră. Măcar o oră. Eu mă așez de jos, nu știu cum tu. Pe la ora 3 spre ora 4 simțeam deja un sentiment de somnolență și de oboseală mult prea puternică. Deși noi dormisem foarte bine noaptea trecută și chiar în mașină dormisem câteva ore înainte de filmare. Din păcate, din cauza fricii astea constante ca să nu cadă clădirea peste noi, nu am reușit să dormim pe la orele 4, însă la ora 5, deja când eram obosiți complet, atunci a reușit să ațipim și noi un pic. Greșeala pe care am făcut-o este că am uitat să ne aducem niște pături pentru a dormi noaptea, căci pe podea era cam greu, era murdar și incomod. Niciodată nu o să uit tentativa aia de somn, deoarece somnul ăla a fost cel mai incomod somn din viața mea. Sunetul ăla era de la tavan. Practic nici eu, nici Colea nu l-auzisem, deoarece noi în momentul ăla dormeam, însă când am auzit la edit răsnitura aia puternică, m-a făcut să realizez un lucru. Și eu și Colea am avut foarte mare noroc că nu s-a prăbușit toată construcția aia peste noi, deoarece cel mai probabil și cel mai logic, din cauza presiunii noastre, unul din pereți începea să se surpeze. Cum mă trăiesc asta? Ok. Colea? Ora 6 dimineața. Hai odată de aici. Nu credeam că vreodată o să fiu așa de bucuros să aud alarma ceasului sunând. Odată ce a sunat alarma, practic tot ce vedeam în fața ochilor mei era patul meu confortabil și cald în care urma să dorm și eu normal. Ia camera și fai odată de aici, nu mai vreau să văd casa asta. Nu aveți idee cât tare poate să mă doară spatele. Expoziție de dimineață. Deci, acum, încă o dată, hai să vă arăt. E ora 6 și 5 minute și noi, în sfârșit, am terminat această filmare. Am stat o noapte întreagă aici, de la ora 11 până la ora 6 dimineața noi am stat aici. E toamnă târzie, de aia nici nu prea este lumină, soarele abia stă să răsară. S-a obosit. Vreau prima și prima dată să mă duc acasă, să dorm pe patul meu moale odată, să trag un cap de pernă aia moale și caldă. Verdictul meu final este următorul. Deși pe parcursul nopții au fost foarte multe momente ciudate, momente în care am auzit sunete, momente în care am observat lucruri care se mișcă, paranormal nu există. Iar casa asta nu e bântuită. Apropo, o chestie pe care nu am făcut-o, dacă vă amintiți la începutul videoului când am intrat abia pe teritoriul acestei case, am văzut că este o cameră în partea asta aici sus. Hai să vedem ce e acolo. Ok, așa e camera de sus. Din păcate nu putem să ne urcăm acolo deoarece singura modalitate ar fi pe deasupra beciului, care nu e cea mai bună idee. Nu știu dacă aș putea eu să ajung acolo. Hai să încercăm așa să vedem cam ce ar fi pe acolo. Un fel de depozit, nu văd eu prea multe chestii. Acolo e hornul casei, practic. Încolo cerul de străsară. Nu știu dacă vedeți voi. Suntem vii. Casa nu s-a prăbușit peste noi. Mm-hmm.
Sper că v-a plăcut acest video. Dacă da, apăsați numai decât pe butonul de like. Prin susținerea voastră vom vedea dacă doriți sau nu să continuăm cu această serie. Urmează o mulțime de locații la fel de interesante ca aceasta, cu legende mult mai înfricoșătoare. Iar ca un mic secret, următorul episod din Ghost Hunters deja se filmează, așa că dacă doriți să-l vedeți cât mai repede, știți ce aveți de făcut. Nu uitați, dacă ați observat ceva neobișnuit, ceva ce poate noi nu am văzut, scris numai decât în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, eu am fost Adi, iar voi ați privit Ghost Hunters. Pa! Nu reușesc să postez primul episod pe YouTube. Cu omul ăsta mă cheamă să-l filmăm pe al doilea.